Acum trecem la blitz interviu. Avem o tradiție. Puteți să răspundeți doar prin da sau nu. Am să încerc. În funcție dumneavoastră de ministru al finanțelor sau prim-ministru, ați luat vreodată decizie pentru care pe urmă ați regretat? Cred că nu. Vladimir Voronin a fost un președinte bun? La timpul său, da. Dumneavoastră recunoașteți o parte de vină pentru dilapidarea banilor de la BEM? Nu. Victoria dumneavoastră la Chișinău va însemna o apropiere mai mare a Moldovei de Federația Rusă? Nu. Și pot să explic de ce. Nu. Aici nu aveți dreptul. Dumneavoastră vă temeți să pierdeți capitala? Nu. Republica Moldova este un stat capturat? Da. Vlad Plahotniuc controlează la ora actuală puterea în Republica Moldova? Cred că da. Aceasta a fost întrebarea.